Tică Lumânare, Eugen Cristea și Mircea Vintilă s-au reunit pe scena Ateneului Bălănescu ieri seara într-un spectacol care a animat sala și a recreat atmosfera de decenii existentă la Cenaclul Flacăra. Te uită cum ninge decembrie a fost intitulat momentul artistic de aproape o oră și jumătate care a inundat sala de bucurie și emoție. Și vă invit să cântăm împreună piesa care dă de altfel și numele acestei seri. Te uită cum ninge decembrie, a lui Nicu. Te uită cum ninge decembrie, spre geamul iubit o privește, mai spune să aducă jerarie și focul s-a luat. Și mâna fotonul spre sobă, a fost să ascund digeria, sau zilele mele scutuna, aș vrea să mă simfonia. Și vino și tu mai aproape, citește ceva de la acolo și lingă zăpada în doamne. Ce carte aici la tine și toate din casă sunt sfinte, te uită cum tinge decembre, nu râde, citește la mine. Începe împreună. Na, s-au interpretat melodii și s-au recitat versuri, cei mai invocați poeți fiind George Bacovia, George Coșbuc, George Arion și Adrian Păunescu. A găsit în satul pe țăranie, l-a găsit ocupat cu măturatul. Și așa ochindu-l bine, l-o ducem spre dânsul, fără zice, fără zice cum e zi. Să pot să cânt, să pot să-l mă ofer. Sunt un actor și cred în adevăr. Sunt un actor și cred în adevăr. Găsind întotdeauna un public admirabil, aici un public extraordinar civilizat și de avizat, mă gândeam să ne revedem de ziua marelui nostru Eminescu într-o întâlnire cu publicul și am o surpriză pentru luna martie, un spectacol după un text de Ion Băieșu intitulat Puterea Dragostei. Spectacolul care a reamintit multora dintre spectatori maniera la care se desfășurau ședințele Cenaclului Flacăra a fost o reușită, iar protagoniștii au promis că vor reveni pe scenele giurgiuvene. Amănunte despre spectacolul de aseară puteți urmări în ediția specială de după jurnalul nostru de știri.